Pregătirile pentru recoltarea strugurilor au început în Sălaj, acțiunea fiind o adevărată sărbătoare la nivel de județ. Recoltarea strugurilor implică întreaga familie, fiind o adevărată sărbătoare. Cum încep pregătirile pentru recoltarea strugurilor, aflăm de la zălăuanul Grigore Ardelean. Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faceți aici? Păi ne pregătim de culesul strugurilor. Adică de suretit, da? De suretit. Da, ce înseamnă suretitul, practic, în termen popular, ca să înțeleagă și cei care nu știu? Suretitul înseamnă o sărbătoare. Așa cum este o sărbătoare la Crăciun când se taie porcul, așa la noi, la cei care avem pământ și avem proprietăți, suretitul e o sărbătoare, pentru că ai muncit-o un an întreg și acum suretit înseamnă cules rezultatele. Și aici în mână ce aveți? Un zdrobitor de struguri care îl pregătesc pentru zilele următoare când o să culegi strugurii. E făcut din lemn, din inox, nu-i voie să fie fier la prelucarea vinului, nici gălețile. Gălețile pot să fie din plastic sau din inox. Bun, foarte frumos. Da. Cada este acolo pregătită. Hai să mergem lângă cada, să vedem ce-i cu cada. Cada e practic recipientul în care dumneavoastră puneți strugurii, da? Da. Da, se pot pune și prune aici, mere, tot ce aveți noastră pe lângă casă, nu? Sigur că da. Au fost prune, culese, mere, pere, caise, piersici, care au fermentat și le-am transformat în pălincă. Dar de ce ați pus aici apă pe fundul căzii? Ăsta e, cum se zice, să se umfle cada. Ăsta e metoda cea mai bună. Adică sunt unii care întorc cada invers și o umplu cu apă. Dar nu. De aici, din apa care e pe fundul căzii, ea printre doage se strecoară și se umflă toate doagele. Și nu trebuie folosită o cantitate foarte mare de apă. Cred că sărbătoarea suretitului va fi una frumoasă, că văd că aveți și struguri pe aici. Producția da, din acest an... Da, însă e o cantitate mai mică, cam cu 30% decât anul trecut, de exemplu. Da, de ce spuneți că suretitul este o sărbătoare? Participă și alți membri ai familiei? Se mănâncă, se mai bea un par cu vin, un par de pălincă? Categoric, categoric. Asta, la suretit se invită prieteni, neamuri, membri ai familiei, se face mâncare consistentă la sfârșit și e o sărbătoare. De la toată lumea, nu numai la unii. Și după ce sunt culeși strugurii, vine și mustul, nu? Mustul, de obicei, pentru a avea o calitate superioară la vin, mustul nu trebuie să fie lăsat pe dreve, pe monturi. Eu, cel puțin, așa procedez, pe măsură ce îl toc strugurii, pe cealaltă parte le dau drumul la must și am butoaiele pregătite. Acum le pregăteam, încă nu sunt pregătite. Deci mustul poate fi băut și de către copii, e dulce, e bun, nu e problemă. Sigur că da. Sărbătoarea se încheie cu pregătirea butoaielor în pivniță. Am ajuns, doamnelor și domnilor, în pivnița unui zăloan, în pivnița domnului Ardelean. Domnul Ardelean, bună ziua! Unde ne aflăm acum, într-o pivniță frumoasă? Ce faceți? Pregătim butoaiele pentru vin în momentul ăsta. Butoaiele când au fost golite, le-am spălat, le-am curățat și am aprins fitil pentru dezinfectare.